Salutare, fraților! Vreau să vă fac un videoclip, știți? Am făcut unul, adică am făcut puțin din el, foarte puțin din el. Și tocmai după aia, după ce am făcut puțin din el, am vrut să filmez astăzi mai mult. Bă, frate, nu mai merge cardul, așa că l-am pus aici, la formatat, din cauza că pur și simplu când îl pun în cameră îmi spune că nu merge și... Deci uite și tu, frate, cât timp o să dureze. Deci l-am lăsat acum jumătate de oră, cred că așa. Și uite și tu, tot așa a rămas. Adică era zero, dar acum e așa. Deci nu înțeleg, frate, care e problema cu cardul. Îmi zice că nu pot să citesc cardul și nu mi-l citești în puii mei. Mai am un card de 32 de giga, am încercat și cu ăla, dar tot la fel. Nu pot să citesc cardul. Așa că singura modalitate este să-i dau reset, adică să-l șterg de tot, cum îi fac acum. Și după ce îl șterg de tot, îmi bag piciorul și pur și simplu încerc să-l bag. Dacă nu merge iarăși, să-mi bag piciorul, că nu mai am ce să fac. Deci pur și simplu nu mai am ce să fac, frate, trebuie să te gândești cum am chinuit atâta. Da. Videoclip pentru voi, vreau să vă fac unul, dar n-am reușit și n-am mai postat de foarte mult timp, de 4 zile, datorită faptului că am fost la muncă mai mereu și n-am avut timp. Când am fost acasă am dormit, sincer să fiu, chiar am dormit foarte mult, nu știu ce am, dar îmi place să dorm și așa, și în timpul zilei stau un pat puțin și am adormit imediat. What the fuck, ăsta e cardul ăla de două. Da. Wow, deci cardul meu de 16 giga nu l-am pus la formatat încă, celălalt de 32, de asta cred că durează așa mult. Și na, puii mei, durează, nu știu cât o să dureze, cred că dimineața e gata. Și sper să meargă. Dacă nu merge cardul de 32, îmi bag piciorul, pun pe ălalalt de 16 și dacă nu merge nici ăla, trebuie să găsesc o soluție. Sau, bă, nu. Adică o să fie necesar să meargă camera, pentru că mai e o lună și... Stai să vedem. Astăzi suntem în 3, da? Uitați că vă arăt aici. Astăzi suntem în 3, ok? Iar eu... Luna care vine pe 12, trebuie să plec din Danemarca. Așa că o să mă întorc la voi în România și ziua aia plec. Deci până atunci o să-mi trebuiască fucking camera, what the fuck. Dacă nu o să folosesc iPhone-ul, dar totuși să mi se strice. Adică eu am camera bună și n-am fucking card, ești în pila cap. Păi, și nu vreau să-mi cumpăr altul pentru că am două carduri și n-au nimic cardul. Cum dracu se strice așa un card odată? Până acum cu ce naiba am făcut vloguri? Nu tot cu fucking cardul ăsta? Nu știu ce naiba așa făcut. Are figuri în cap. Și mai sunt și puțin răcit, cred că s-aude. Și pe 11 trebuie să merg la poliție să dăm sala. Să-mi bat piciorul. Vai, mi-e frică. Nu știu, am vrut să vă informez și să vă zic ce mai fac eu și ce mai dreg, nu știu. Ați văzut chestiile astea? Sunt stickeri pe MacBook-ul meu. Ăsta de la Malossi, că scrie și aici. Malossi. I-am dat autofocus. De fapt, nu auto, manual focus și nu înțeleg, da. Și mai am și stickeri aici, tot de la Malossi. Sper că mi-a tunat scooterul și merge 75. Așa zboară. Are și YouTube fără limitator în ea. Și am scos și limitatorul și da, e tunată. Merge și se aude power low filter de toate. Păi fraților, o să mai fac un vlog ceva când o să am timp cu iPhone, pentru că mai durează până când face domnul card. Uitați și voi, camera asta pe masă, am încercat să o folosesc. Dar domnul card nu mă lasă așa, că e mai murist el. În fine, ne revedem data viitoare. Sper că, nu pot să spun că sper că v-a plăcut, dar ne revedem data viitoare. Cu siguranță o să mai încerc să postez. Și apropo, m-am tuns. Nu știu dacă vă place cum m-am tuns. Adică eu sunt foarte... cum dracu spune, mă? Îmi place mult cum m-am tuns așa.
Și da, ne revedem data viitoare. Peace out, motherfuckers!